Scenele de groază s-au petrecut în jurul orei 3 dimineața. Tânăra lucra ca asistentă medicală la o clinică privată din Cluj, iar la sfârșitul săptămânii a mers acasă la Suceava. Cu o copilărie nefericită. Părinții, eu nu știu exact când au divorțat, dar oricum i-au crescut cu tata și mi-am mai zis ea de vreo două ori. Ce bătăi am luat de la tata. Deci un copil și săracă era introvertit, așa, un copil de la care privește cu ură în urmă, așa. Nu prea era deschis la suflet. Avea și momente de drăgălășenie, așa. Și, în general, un comportament infantil. Probabil că îi lipsea copilăria furată. Sau... O copilărie nefericită. Nefericită, sau... da. Mama în Italia, asistentă, mama, doar, mă rog, o susținea material cu ce n-aveau ăștia pe aici. Cu haine, cu pantofi, cu ce-și dorește o fată de vârsta ei. Elegantă, drăguță, deschisă, na. Dar totuși un suflet traumatizat, îmi pare foarte rău pentru ea. Totuși avea momente de astea de melancolie, de... Na. Adică... La sfârșitul ăsta tragic, nu știu, nu-l merită. De fapt, nimeni nu-l merită, dar... Acum ce să facem? Foarte de treabă. Și cum să cred. Era mai închis așa, nu prea dădea relații la nimeni, dar... Nu era, era închis, ea nu și-a făcut din dar era așa acolo, că aici n-a, dar tătăzu, era salut, ți vrea Nicolae, nu aici, aici eu crescut cu mine. Și băia, frate, de vechi, mai... Nu au fost în cercuri din astea vicioase, știți? Când s-a dus de aici, frate, mai uiți, zice, mai vezi cine și aia până vine și își lasă, că eu lasa pe cineva să-i cată un nepot de aici, de aici, la câini, la mâți, la... Și era la săptămână, la o săptămână, la doi, venea ca și făcea curățenii, da flori, își pregătea, iar își ducea. El venea tot cu o să iarbă, o aștepta, aici nu am avut nicio discuție aici, nici n-am... Nu, dar așa poate... Nu, că e de scurt timp o stat aici, el nu a stat, el a venit odată, l-am văzut că nu a venit odată cu ea. Aici, după aceea, a venit înainte de Paști, o stat activa zării, s-a dus, ea s-a dus de Paști, a făcut Paște de acolo, după aceea au venit amândoi mai stat pe aici, s-a dus, când s-a dus la servici. Da, credeți că sâmbătă o fi urmărit-o? Eu aici nu l-am mai văzut. Deci sâmbătă nu l-ați văzut pe el aici, nici, doar pe ea. Nici până sâmbătă eu nu l-am văzut aici. Cam de două ultima luni. Dată, nu e că două luni, o lună și cam ceva, o lună și ceva, era mama ei acasă și ea era aici și el s-a ieșit de ei, s-a urcat la o mașină și s-a dus tot la Cluj. Aceasta s-a întors în Cluj pentru a merge la muncă, însă pe alea din fața blocului a fost atacată de fostul iubit și înjunghiată cu peste 10 lovituri de cuțit. Apelul la 112 a fost făcut de un vecin care a auzit strigăte. După ce criminalul a fugit, i-a mai făcut câțiva pași și a căzut. Polițiștii au găsit în telefonul femeii mesaje de amenințare cu moartea trimise de agresorul de 28 de ani. Acesta este un tânăr originar din Poieni, Udești, cu mama localnică și tatăl de origine arabă. La câteva ore după tragedie, Mohamed Iman Mustafa a fost găsit de oamenii legii la locuința mamei sale din Udești și a fost încătușat și dus la audieri în fața unui procuror de la parchetul de pe lângă tribunalul Cluj. Tot ieri a fost ridicată și transportată la Cluj mașina acestuia pentru a putea fi ridicate și de acolo probe de către procurorul criminalist. Eu sunt neam, am auzit și eu la telefonul. Adică mi-e strănepotul mie, adică mama lui mi-e nepoată, mi-e dreaptă. Acum ce s-a întâmplat? S-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat? Păi am auzit că, na, că Mudi ar fi lovit o fată, na, ar fi o tăiată cu sit, ar fi omorât-o. Chiar mă mir că a făcut așa ceva și să mir toată comuna, nu numai eu. Ce era un băiat liniștit la locul lui, el a stat cu bunica lui, cât o trăi bunica lui. Deci el aici au crescut, aici au copilărit, liniștit, nu. E un șoc așa pentru comunitate. Sigur că da. Deci era un băiat liniștit, nu. Vorbea frumos, respectos. El locuia aici împreună cu mama? Cu mama lui, da. Mama lui, na, a mai fost plecată, venită, deci... Mama lui fiind bolnavă, deci el stătea, o ajuta și pe ea. Am rămas trăsnită, că n-am crezut de așa ceva să facă băiatul ăsta, eu știu. Da, nu pot să știu eu situația lui și l-a dus capul să facă așa ceva. Nu era violent, dar zărăgnele, el ne-a plânsul ce să fie violent. De asta e mirată toată lumea. Cine știe, a fost și pe mine, prin Belgia asta, nu ce știu. Și v-ați întâlnit că el avea vreo problemă? Nimic, bună ziua, ce faci, eu eram la... Da. Nimic, el ca de obicei, de când era el, de când îl cunosc. Nu, nicio problemă, am văzut, bună ziua, am trecut în continuare, că eu eram cu mașina la servici, de la primărie și
Bună ziua, ce faceți? Atât, am trecut. Nu, nicio problemă era. Asta când? Sâmbătă? Sâmbătă, sâmbătă, la amiază așa. Nu, nu te-a bănuit deloc. Nu, nimic, nimic.